Bine v-am regăsit din nou pe canalul meu. Astăzi o să facem împreună 3 rețete de smoothie-uri, 3 rețete foarte simple. Mie îmi place să beau smoothie-uri fie dimineața în loc de micul dejun sau după ce fac sport. Și pentru asta o să folosesc un blender de la Breville, care se numește Blend Active. Și ce e mișto la blenderul ăsta este că e portabil. Deci pur și simplu chestia asta, recipientul în care se face smoothie-ul, se pune un capac la el și poate fi purtat în geantă, în rucsac și așa mai departe. Așadar, dacă vreți să vedeți rețetele, urmăriți clipul mai departe. Vă pup! Pentru prima rețetă avem nevoie de o jumătate de banană, câteva afine, jumătate dintr-un avocado bine copt și o lingură de acai powder și o lingură de peanut butter. Mie îmi place super mult peanut butter și îl cam pun în majoritatea smoothie-urilor pe care le fac. După ce am adăugat în blender toate ingredientele, adaug și puțină apă. Pentru un strop de dulceață, adaug și două smochine. Știu că arată dubios culoarea, e de la pudra de acai, însă gustul mie îmi place foarte mult și este unul dintre smoothie-urile pe care le beau cel mai des. Pentru următoarea rețetă avem nevoie de spanac, jumătate dintr-o lămâie, puțin castravete, un kiwi sau jumătate de kiwi, jumătate dintr-un măr, ghimbir și mentă. Dacă simțiți nevoia, puteți să curățați coaja de la castravete, însă eu nu fac chestia asta pentru că și coaja are o grămadă de nutrienți și de vitamine în ea, așa că prefer să pun castravetele în smoothie cu tot cu coajă. La partea cu ghimbirul, trebuie să aveți grijă să puneți după gustul vostru. Eu obișnuiesc să pun ceva mai mult ghimbir în smoothie pentru că îmi place foarte mult gustul acela piperat. Chiar dacă nu arată foarte apetisant, este un smoothie care mie îmi place foarte mult, este delicios, conține o grămadă de vitamine și de nutrienți și la final adaug și câteva semințe de chia. Pentru ultima rețetă, jumătate de banană, o lingură de iaurt, o lingură de peanut butter și niște scorțișoară. Eu am adăugat din păcate doar jumătate de banană, însă mai degrabă puneți o banană întreagă pentru o cantitate mai mare. Ăsta cred că este smoothie-ul meu preferat și este un bun înlocuitor pentru desert. Adică atunci când am poftă de dulce, dacă îmi fac un smoothie din ăsta, nu mai simt nevoia de prăjituri, bomboane și alte nebunii. Vă recomand din suflet să încercați măcar această ultimă rețetă, este absolut delicioasă. Nu uitați să vă uitați în cutiuța cu descriere sub clip. Ne auzim cât de curând. Vă pup, pa! We'll be right back.